sute de susținători ai palestinienilor s-au adunat în centrul orașului Malmö, printre ei și ecologista Greta Thunberg. Spune că a venit să fie alături de demonstranții la Eurovision, dar și în semn de solidaritate cu studenții pro-palestinieni care au ocupat campusurile în universități din toată lumea. Traficul e dat peste cap în tot orașul din cauza protestelor pro-palestiniene, iar poliția suedeză și alte structuri de forță sunt în misiune continuă de când a început Eurovisionul. Eden Golan, reprezentant a Israelului, urcă pe scenă spre finalul serii. And it's up to the people what to do. They have the right to speak their voice, but I'm focusing on my part, which is giving the best performance and on the good vibes, the good people. So yeah.